You'll never have the sacred stone. Oh, this you crazy mother. Mai ții minte aseară când te relaxai cu berica într-o mână și semințele în alta? Cam tot pe atunci era unul în stânga ta care spunea: frate, ar trebui să ne dăm demisia și să ne mutăm cu toții la țară. Ne lăsăm de joburile astea sinistre și creștem varză, hrănim porci, admirăm pădurea. Filmul ăsta e despre genul ăsta de ambiții și ce s-ar întâmpla dacă ar deveni realitate. Câștigă la loterie și lasă-o să-ți distrugă viața. Șansele să câștigi potul cel mare la loto sunt așa de mici că e mai probabil să fii lovit de fulger de două ori la rând, după care să treacă o păsărică pe acolo și să se în chelia ta prăjită. E așa de aberant să sper că o să câștigi la loterie că se mai numește și taxa pe prostie. Cu toate astea, foarte multă lume, printre care și eu, joacă la loto sperând să dea lovitura. Partea bună e că dacă te lovește brusc norocul și câștigi împreună cu maldorul de bani, primești un fel de pai invizibil care o să-ți sugă toată plăcerea din viață. Într-un studiu celebru din anii 70, mai mulți câștigători ai loteriei au fost intervievați și se pare că nu erau deloc mai fericiți în comparație cu aia care nu câștigaseră. Sigur, puseseră botul pe noul Apple Watch, varianta Gold, dar nu se mai puteau bucura de plăcerile simple din viață, cele de zi cu zi, cum ar fi o conversație cu un amic, cititul unei reviste, un serial, un film la cinema, etc. Conform NBC, starea asta este dată de faptul că un câștig substanțial la loto îți crește nivelul de bază al fericirii. În sensul că dacă înainte erai mulțumit să freci menta pe plajă la Mamaia, acum nu prea te mai impresionează nici măcar o plajă în Bali. Avem nevoie de senzații din ce în ce mai tari ca să ne bucurăm cu aceeași intensitate. 2. Fă profituri de miliarde cu firma ta și intră în depresie. La sfârșitul anilor 90, un număr mare de miliardari proaspăt îmbogățiți de pe urma internetului au devenit incredibil de deprimați. Ciudat, în timp ce ei stăteau tolăniți pe maldere de bani la modul ultra-depresiv, eu eram de-a dreptul în extaz, stând cu sora mea în grădina de la bunică-miu și ascultând pentru a 100-a oară caseta cu Gheorghe Gheorghiu. Deși sunt mai multe ipoteze care explică depresia miliardarilor, cea mai acceptată este ideea că oamenii au nevoie de un sentiment de progres ca să fie fericiți în viață. Și cea mai bună metodă să rămâi fără ambiții e să ți le îndeplinești pe toate înainte să împlinești 30 de ani. Săracii miliardari sunt așa de necăjiți că psihologii care i-au studiat au inventat și un termen pentru situația lor. Wealth Fatigue Syndrome, adică un fel de sindromul oboselii de avere. Un număr șocant de oameni de afaceri de succes devin plictisiți de viață și deprimați. În plus, sunt izolați social de tot restul lumii, cu excepția celorlalți super bogătași, așa că nu mai au altceva de făcut decât să plângă în cada lor de aur. Trist, foarte trist. 3. Să devii CEO e ca și cum ți-ai păpat lăpticul pe tot restul vieții. Sigur ți s-a întâmplat să te gândești că firma la care lucrezi are niște politici cretine, că șefuțul ăla nenorocit e incapabil și că tu sigur te-ai descurca mai bine. Dar ce s-ar întâmpla dacă brusc te-ar face ăștia CEO, șef de trib? Probabil că ai deveni mai stresat decât îți poți imagina. Majoritatea pozițiilor de CEO din cadrul multinaționalelor vin la pachet cu o viață de disperare. Deși psihopatia e una dintre caracteristicile cele mai întâlnite printre marii CEO, mai putem găsi și furie, frică paralizantă și depresie. Conform unor studii realizate între 1957 și 2004, marele boss se simte incredibil de izolat, foarte stresat și neputincios. În plus, cultura corporatistă nu prea îți permite să vorbești deschis despre toate lucrurile astea. Ca rezultat, te poți bucura de o posibilă epuizare completă, probleme grave de sănătate și chiar sinucidere. Partea bună e că te poți sinucide în cel mai nou model de Mercedes, singurul lucru care îți mai încălzește sufletelul ăla de psihopat. Și 4. Să te muți la țară e ca și cum ți-ai da singur un șut în cur. Poate că ți-a venit și ție ideea asta în timp ce stăteai înghesuit în garsoniera ta de la etajul 9, adulmecând mirosul de oraș supra-aglomerat. Frate, nu mai bine mergem noi în satul Bălsești și ne punem pe crescut pe tunii?
Nu, nu e mai bine. Pe lângă faptul că e posibil să te zgârii într-un ciot și să mori până ajungi la spitalul aflat la 100 de kilometri distanță, studiile arată că lipsa de activitate intelectuală și stilul de viață lent de la țară este greu de adoptat de oamenii obișnuiți cu viața vibrantă din oraș. Prin vibrantă, probabil că vreau să spună de că... Se pare că există diferențe de adaptare între femei și bărbați, în sensul că femeile se adaptează mai ușor și lipsurile resimțite sunt mai bine compensate de rețelele sociale puternice din zonele mai puțin urbanizate. Adică le place că își fac mai ușor prietene, doar că spus într-un fel sofisticat. O ambiție aparent distrugătoare este dorința de a deveni superstar. Dar, la o privire mai atentă, nu sunt studii care să confirme că viața e nasoală dacă ești vedetă. În ciuda faptului că Bianca Drăgușanu e imbecilă. O altă chestie pe care s-o spui seara la bere cu prietenii e: frate, nu uita să dai un like și mai ales un share filmul ăsta pe Facebook, ca să se audă numele Zaya Fett peste tot pe internet. Fuck. Oh, this you crazy mother...